clarificare, atunci când eu am revenit în sistem în 2019, am făcut atunci și aceste declarații, inclusiv, mi se pare că și aici, în studio, numai când sediul vechi, că este instituit un fel de supraveghetori și pe frontieră care răspunde anumite Schemei, iată, din cât se cunoaște acum. Numit de către cine? De către anumite forțe uh, politice. Adică uh, nu de către Ministerul subordinea care să sau Poliția minister, de Fire. Uh, anumite uh. persoane care supraviează anumite uh, activități. Iar că oamenii mă sesizează că această practică a revenit. Și eu aici aș vrea să readuc aminte și telespectatorilor că. Pe perioada mandatului meu, când eram șef la Poliția de Frontieră, din sistem pentru diferite acte de corupție, legalități, au fost, dacă eu bine mi-aduc aminte, peste 100 de persoane date afară. Păi, o parte din aceste persoane, eu acum primesc, pe parcursul perioadei am primit mai multe sesizări, că au revenit în funcții. Pentru ce au revenit în aceste funcții? Dar cum revin? Poate vin prin decizii judecătorești care restabilește și n-ai ce face? Aici întrebarea este către sistemul judecătoresc și eu... Dar cunosc. așa revin prin decizii? O parte, da. O parte se adresează la anumite persoane care au afiliere inclusiv și politică și prin această promovare sunt anumite, anumite în funcții fie cheie, fie la nivel uh, operațional, fie la, la nivel regional. Însă, ceea ce pe mine, ca și profesionist, mă deranjează, spre exemplu, eu uh, nu pot să înțeleg de ce uh, acum, la nivel regional, spre exemplu, în funcție de cheie în poliția de frontieră, nu este niciun polițist de frontieră de formație. Sunt toți ofițeri de poliție. Iar eu, cel puțin, dau această întrebare către ministrul în dimisie. Dumneavoastră ați declarat, domnule Voicu, că în Poliția de Frontieră sunt foarte mulți profesioniști, chiar și atunci când... Eu am venit cu cererea de misie și v-am informat despre ce se întâmplă în Poliția de Frontieră și dumneavoastră nu că ați dat asigurări, dar ați spus că oamenii prof profesioniști vor fi promovați. Păi iată, noi vedem că astăzi niciun polițist de Frontieră de Formație nu activează în funcție cheie la nivel regional. De ce s-a făcut asta? Păi eu cred că uh, conducerea Ministerului de Interne a pus în funcție cheie oameni care sunt loiali uh, și pentru mine cel puțin este un semn de întrebare de ce s-a făcut acest lucru. Oare nu pentru a coordona ceva ilegalități? Să ne spună Ministerul de Interne de ce s-a făcut. Cel puțin să răspundă la întrebare de ce la nivel regional nu este niciun polițist de frontieră de, de uh, formație.